dacă auziți bubuieli, zdrângăneli, băngăneli, căderi și tot felul de chestii din astea, știți deja cine le provoacă. E foarte agitat pentru că merge la veterinar după ce termin de filmat clipul. Bine v-am regăsit pe acest canal, la acest clip. Ei bine, cum vă amenințam eu în daily vlogul trecut, că urma să filmez genul acesta de clip în care vorbim despre curățenie. Mi-am notat eu așa în agenda 12 chestiuțe aici despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Acele sfaturi, trucuri pe care eu le urmez pentru ca la finalul zilei să nu fiu terminată, să nu mai am energie absolut deloc după ce fac curățenie. Cu siguranță vi s-a întâmplat să vă treziți dimineața și să ziceți: o, Dumnezeule, azi trebuie să fac curățenie, aia e, nu mai îmi pun în plan absolut nimic și așa mai departe. Ei bine, eu am găsit niște chestii care fie mă ajută să fac curățenie mai rapid, fie mă ajută să am o stare mai bună psihic, emoțional vorbind. Cu siguranță nu se trezește cineva dimineața, bine, cu câteva excepții, cunosc și eu, să spună: o, Doamne, azi e zi de curățenie, yes, ce bine mă simt că o să fac curățenie. Există, dar nu foarte multe persoane de genul acesta și de aceea m-am gândit să filmez clipul ăsta. Voi mi-ați mai spus de multe ori să filmez curăț casa cu voi sau curățenie, ceva de genul ăsta, însă eu nu aș putea să filmez și o să vedeți imediat când vă voi prezenta câteva dintre chestiile pe care le am aici. Nu aș putea să stau cu camera aprinsă pentru că fac și alte chestii care mă motivează, îmi creează această stare de confort, deși fac curățenie, dar în fine, hai să nu mai lungim introducerea și să trecem la treabă. Mă voi ajuta de imagini, de câteva cadre, mi-ar fi puțin greu, să zicem, să mă exprim și să transmit mesajul pe care vreau să-l transmit, doar așa, nu știu, prezentându-vă câteva propoziții sau fraze, să vă zic că habar n-am, luat toate chestiile, le puneți undeva. Nu. Vreau să fie un clip cât mai explicit ca să înțelegeți ce fac eu exact, de aceea o să vorbim pe baza unor imagini. Și încă o mențiune, trebuie să precizez treaba asta. Eu cred că este o diferență foarte mare, foarte bine stabilită și există niște granițe, să zicem așa, între a fi casa murdară cu praf, cu, nu știu, covoare murdare, fel și fel de pete din astea pe parchet, pe gresie, ce aveți voi, pardoseală. Deci există diferență între asta și a fi casa dezordonată. Eu cred că lucrurile, dezordinea, pur și simplu, lucrurile care nu sunt la locul lor, îți pot crea, ca în cazul meu, o stare din aia anxioasă, parcă nu o... V-am zis eu că trebuie să se întâmple ceva, a dărâmat masa. Ei bine, în momentul în care sunt foarte multe chestii care nu sunt la locul lor, mie îmi creează o stare anxioasă, am o presiune în cap pur și simplu când văd foarte, foarte multă dezorganizare în jurul meu. Prima și prima oară, în momentul în care eu mă apuc de curățenie, fac treaba asta în toată casa. Nu vreau, nu-mi place să prelungesc momentul acela și starea aceea de transpirație, știți și voi când mergi, hai, azi fac într-o cameră, mâine fac într-o cameră, încep cu ce parte vreau eu, de obicei, Garfield. De obicei las bucătăria la final pentru că acolo am mai multe chestii de făcut și nu prea îmi place să îmi consum așa toată energia, să dau tot ce pot din mine și pe urmă să nu mă mai pot ocupa de celelalte camere. Deci prima și prima oară fac curățenie în toată casa. Nu vreau să fiu stresată, azi fac curățenie în dormitor, mâine fac în bucătărie, poi mâine în baie, pentru că aș fi într-o continuă stare de... aș avea o presiune, n-aș putea să îmi organizez timpul foarte bine, aș avea impresia că 3 zile la rând sunt obosită pentru că trebuie să fac curățenie. Nu, prefer să fac curățenie în aceea zi, în toată casa, chiar dacă mi-a ceva mai mult timp, știu că am terminat și restul zilelor pot să fac ce vreau eu. Bineînțeles, dacă starea de sănătate nu vă permite, nu știu, să stați în picioare sau habar n-am, nu știu, dar există fel și fel de excepții, puteți să faceți cum vreți voi, dar eu vă zic cum funcționează la mine lucrurile foarte bine. A doua oară, foarte important,
În momentul în care sunt lucrurile răvășite, cum vă spuneam, nu merg așa, hai că ăsta, uite, spre exemplu, acum în fața mea am un spray de muște, pentru că aseară a intrat o muscă în camera asta. Ei bine, nu stau să iau sprayul ăsta, stai că era în dulapul ăla, hai că merg și îl pun acolo. Nu! De cele mai multe ori, umblu cu o cutie după mine, repet, probabil voi veți vedea pe aici cadre, umblu cu o cutie după mine, pun toate produsele în cutia respectivă și merg din cameră în cameră. Le adun pe toate în acea cutiuță și pe urmă iau din nou camerele și pun asta trebuia să fie în dormitor, asta în dormitor, asta în dormitor. Merg în bucătărie, pun în bucătărie produsele care își aveau pur și simplu destinația în bucătărie și așa mai departe. Mie mi se pare că economisesc timpul, e mult mai ușor, nu-mi place să mă rotesc așa ca o găină fără cap, hai că merg în camera aia, stai că ăsta nu era de aici, oh, iar trebuie să merg acolo și fel și fel de chestii din astea. După ce m-am decis că vreau să fac curățenie în toată casa, după ce am așezat practic lucrurile care nu erau la locul lor, Garfield, vrei să nu mai punem ok, o lăsăm acolo căzută. Doamne. Deci după ce am făcut aceste lucruri, îmi selectez, cum vă spuneam, camera cu care vreau eu să încep. Dacă mi-am propus că vreau să fac ordine în dormitor, păi acolo rămân. Nu, hai că șterg puțin praf în dormitor, merg, dau cu mop în bucătărie și așa mai departe, pentru că la fel, o să-mi creez acea stare, nu știu, pur și simplu o să mă amețesc, o să am impresia că fac același lucru în mai multe camere și la final, când o să trag linie, o să descoper faptul că peste tot e murdar, adică nu am șters praful în toate camerele sau se întâmplă să uit, nu știu, habar n-am, să dau cu mopul într-o cameră dacă fac lucrurile așa într-un mod haotic. De aceea îmi selectez camera cu care vreau să încep. Apoi, toate produsele pe care le folosesc stau la fel organizate într-o... Eu, să știți, că am o găleată din aia mică de mop pe care nu o folosesc pentru că este foarte mică și în aceea îmi pun eu toate chestiile, șervețelele pe care le mai folosesc pentru șters mobila, spray-ul pe care îl folosesc la fel pentru mobilă, parfumantul de cameră, șervețele uscate și încerc să nu cumpăr pentru fiecare, nu știu... un produs pentru cadă, un produs pentru chiuvetă, atâta timp cât pot să folosesc unul singur pentru ambele, și pentru chiuvetă și pentru cadă. Deci, când am ajuns în punctul în care am stabilit cu ce cameră vreau să încep curățenia, ceea ce fac eu nu este să iau toate lucrurile și de pe, nu știu, iau strâng covoarele și dau cu mopul. Nu fac treaba asta. Întâi de toate, fac acea ordine despre care vă spuneam, îmi dau seama dacă, nu știu, poate am lăsat ceva pe ușa de la șifonier pentru că voiam să arunc sau ca să țin eu minte că trebuie să o pun în punga pentru donații. Mai strâng hainele care poate sunt răvășite, le pun în dulap. Adică fac acea ordine despre care vă spuneam ca toate lucrurile să rămână practic la locul lor, să nu mai stau să alerg cu ele, ca apoi în momentul în care șterg praful să o fac repede peste tot, să nu mă împiedic practic de absolut nimic. Apoi, un lucru pe care l-am învățat și eu, nu pot să zic că recent, dar nici nu m-am născut cu el, este faptul că curățenia trebuie făcută de sus în jos. Niciodată, pentru că am mai văzut cazuri, întâi, nu știu, hai să dau cu mopul. Nu cred, adică la mine nu funcționează așa. Eu prefer să așez lucrurile care sunt pe partea de sus, pe blaturi, pe dulapuri, decât să așez covoarele sau decât să periez covoarele. Într-adevăr, că ștergi praful după ce dai cu aspiratorul, pentru că oricum se ridică praful în momentul în care aspiri, da, complet de acord, dar mă refer la chestiile astea micuțe. Și o altă chestie de care m-am lovit, de fapt o întrebare, pentru că v-am spus, clipul acesta practic l-am realizat și datorită întrebărilor pe care le-am mai primit de-a lungul timpului. Îmi spunea cineva, de fapt mă întreba, ce soluție pentru șters praful îi recomand, pentru că în momentul în care spreiază pe mobilă se fac acele scame, să zicem, de praf, ceva de genul ăsta. Păi, înainte de a pulveriza spray-ul pe mobilă, trebuie șters praful. Pe urmă dau cu spray pe mobilă, prima oară aspir și pe urmă dau cu mopul. Nu știu dacă are rost să vă spun, să vă fac aceste mențiuni, dar v-am zis. Eu vreau să vă zic exact ce, mami,
cuvânt cu cuvânt și să vă exemplific ceea ce fac eu, pentru că am primit multe întrebări și ca să nu stau să răspund prin scris, să zicem, prefer să vă explic așa face-to-face cum stau lucrurile în cazul meu. Dacă încă suntem la partea de dormitor, o altă chestie pe care o mai fac eu este să schimb lenjeria, deși fețele de pernă le schimb foarte des din cauza faptului că stau foarte multe bacterii pe fețele acelea de pernă, poate, nu știu, cândva am mai mult ulei pe păr, să zicem, pe vârfuri, sau am sebum. Nu vreau ca acolo unde stau cu părul și cu sebumul, sau poate doar în capul meu, dacă mai are cineva gândirea asta să-mi spună, nu vreau ca acolo unde stau cu sebumul să stau cu partea asta de acne unde o am. Așadar, prefer să schimb lenjeria, de fapt, fețele de pernă, cât de des este posibil. Dar în momentul în care fac curățenie din asta și cu aspirator, de fapt nu, cu aspiratorul dau frecvent, și cu mop și cu toate cele, prefer să schimb și lenjeria, să mă simt eu confortabil. Și cam asta cred că ar fi în partea de dormitor, adică nu o să stau să iau fiecare cameră pe rând, dar mi s-a părut mie mai logic să vă explic cum fac lucrurile pe partea asta de dormitor, unde și dorm, să vedeți ce, cum fac. Dar bineînțeles că în sufragerie treaba se întâmplă la fel, sau poate într-o cameră de zi sau într-o cameră cum e asta, în care doar filmez eu și cam atât și ne ținem câteodată hainele. Deci merg, să zicem, cam pe aceleași principii, respect cam aceleași reguli, deși știți părerea mea despre respectatul regulilor. Ei bine, când trec de la o cameră la alta, spăl ustensilele foarte bine. V-am zis, la mine nu se întâmplă să se murdărească atât de mult într-o cameră, astfel încât să trebuiască să le spăl de mai multe ori. Adică n-am avut niciodată atât de mult praf sau mizerie, astfel încât să zic, gata, merg și scutur aspiratorul, am terminat în dormitor, gata. Dar curăț periile cu care am periat covoarele, mătura la fel, pentru că sunt anumite locuri în care, spre exemplu, sub pat, eu n-am cum să ajung cu aspiratorul, oricât de lung ar fi țeava, aia nu am cum, pentru că are o formă foarte ciudată. Dar prefer să pun mătura aceea cu o coadă extensibilă, scot de acolo dacă am praf sau cine știe ce și pe urmă aspir în grămăjoara pe care am scos-o de sub pat. Dar la final, după ce termin curățenia în dormitor sau în camera respectivă, merg și spăl mătura, apoi merg în camera următoare. Sper că a avut logică ce am zis până acum. Așa. Mergem, să zicem, la bucătărie și la baie. Pentru mine baia este, cum să vă zic, o oglindă, așa, a casei. Camera care ar trebui să fie cea mai curată, cea mai, cum să zic, foarte bine îngrijită. Eu am impresia că acolo, adică nu am impresia, chiar așa este. Este un mediu umed, se pot dezvolta bacterii mult mai ușor, trebuie mult mai mult dezinfectant, cred eu. La fel, e o treabă personală ce ține pur și simplu de mine și de gândirea mea și de felul în care, mă rog, am crescut. Deci, la baie și la bucătărie, prima oară, în momentul în care intru în aceste camere, pulverizez soluțiile care necesită un timp de așteptare pentru a acționa. În bucătărie, spre exemplu, înainte să dau cu aspiratorul, înainte să șterg praful, eu pulverizez soluția aceea pe aragaz. Ceea ce fac și la baie și la bucătărie, dau cu acea soluție de calcar pe bateria de la chiuvetă. Mă rog, la baie și pe bateria de la cadă și pe cea de la duș. Adică, ca să nu mai stau să aștept și să zic, o, Doamne, după ce am aspirat, am stat, am șters praful, la 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 la, trebuie să mai aștept și 10 minute cât scrie pe prostia asta de produs ca să se îndepărteze calcarul foarte bine. Înțelegeți la ce mă refer? Cu siguranță. Așadar, eu prefer ca încă de la început să împușc treaba asta cu așteptatul, cât timp dau eu cu aspiratorul, își face foarte bine acea soluție treaba și pe urmă doar merg, șterg sau, mă rog, cum scrie acolo, îndepărtez cu apă caldă. O chestie regulată pe care o fac în fiecare zi este să aerisesc foarte bine, dacă am cameră. Spre exemplu, la dormitor am două geamuri. Ați văzut că dormitorul este foarte mare. Am un geam la pat și un geam la make-up. Ei bine, duc puii de acolo, pentru că perușii stau cu noi în dormitor, duc puii în sufragerie și las curent. Să circule aerul mult mai rapid, dar evident, v-am mai zis eu treaba cu deochiul, aplecatele și curentul, că doar românii cred că le au. Habar n-am, dar pe mine mă prinde curentul foarte rapid.
Și dacă se întâmplă să stau în camera asta acum, evident că închid și ușa ca să nu simt că îmi bângăne aerul în urechi. Deci o chestie pe care o fac regulat este să aerisesc. La fel și cu praful. Nu las niciodată să se strângă atâta stratul de praf. Unul la mână nu îmi place, doi la mână nu mă simt confortabil. La extrema cealaltă, din păcate, încă nu am reușit să mă dezobișnuiesc, să zicem, de treaba de a lăsa lucrurile prin alte camere. Spre exemplu, cum v-am spus, acum am spray-ul de muște, pentru că l-am folosit aseară. Aseară l-am lăsat aici, am zis, lasă, poate mai intră vreo muscă. Trebuia să duc aseară spray-ul de muște la locul lui, dar n-am făcut treaba asta. Asta mi se întâmplă de multe ori, spre rușinea mea. Dacă aș fi puțin mai atentă, să zicem, și să pun lucrurile atunci când le folosesc în altă cameră, să le duc în camera lor de domiciliu, acolo unde trebuie să fie, probabil aș economisi și mai mult timp în momentul în care fac curățenie, pentru că nu mai sunt nevoită să stau cu acea cutie și să distribui lucrurile la locul fiecăruia. Dar, mă rog, încă lucrez la treaba asta, lucrez, ce să fac. Așa, ca să îmi fie ok, de ce vă spuneam eu că niciodată n-aș putea să filmez în momentul în care fac curățenie sau doar așa să pun pe rapid filmarea, pentru că eu ascult muzică în momentul în care filmez, în momentul în care, de fapt, nu când filmez, când fac curățenie, în momentul în care fac orice activitate care mă solicită cumva, fie fizic, fie psihic. Spre exemplu, acum am avut treaba cu fotografie, dacă mi urmăriți daily vlogurile știți. Eu niciodată nu pot să fac o activitate fără să nu ascult muzică. Eu când eram mică și învățam, mi-aduc aminte perfect că mama îmi spunea, Doamne, dar mai închide, te rog, televizorul ăla, pentru că eu aveam pe posturile de muzică, mai închide televizorul și concentrează-te pe ceea ce citești acolo. Iar în momentul în care m-a ascultat, era șocată, pentru că eu chiar am învățat, deși ascultam muzică. Întotdeauna am făcut asta, bine, la mine și e în sânge muzica, dar nu aș putea să fac curățenie fără să nu ascult muzică. Și încă o chestie și gata, v-am lăsat, e ceva banal, dar nu uitați să vă hidratați. Eu consum foarte, foarte multe lichide pe zi, îmi place apa, iubesc apa, în general apa minerală, ce-i drept, dar dacă vă plac limonadele, dacă vă place smoothie-ul, pentru că și acestea, adică astea vă dau mai multă energie decât apa, și nu doar așa să vă hidratați, vă recomand ca în momentul în care vă apucați să faceți curățenie, luați-vă lângă voi. Cum fac eu? Îmi iau o sticlă din aia mare de 2 litri de apă sau 1 litru jumate cât are și o consum. Nu-mi place să las, gata, las mopul și toate chestiile în mijlocul camerei și continui după ce mănânc. Nu prea fac asta, adică nu prea fac asta niciodată, dar după ce am terminat totul și așa mai departe, îmi las pauză, bineînțeles, nu trebuie la camera respectivă și merg, mănânc sau ce mai am eu nevoie. Haba. Și cam astea cred că ar fi chestiile și pașii, să zicem, pe care, nu neapărat pași, ci trucurile și sfaturile pe care eu aș putea să vi le spun vouă. Cred că am acoperit toate întrebările pe care mi le-ați spus, decât să fac un Q&A despre curățenie. Ce puteam să vă zic acolo, am preferat să vă spun de la început până la final ce fac eu, ce reguli urmez și cum îmi e foarte ușor și vă zic sincer că de când fac treaba asta, mi se pare că fac curățenie mult mai rapid. Mulțumesc că ați stat cu mine până acum, sper că a fost util clipul acesta și dacă da, chiar vă rog să îmi spuneți. Noi ne revedem data viitoare cu un nou clip, vedem ce alte subiecte mai abordăm și apropo, dacă vreți, probabil o să vă întreb și pe Instagram, ce clipuri ați vrea voi așa să vedeți toamna asta? Make-up-uri de toamnă, rețete de toamnă, nu mă pune să pun murături, că nu știu. Dar rețete, tot ce vreți voi, chiar vă rog să îmi scrieți în comentarii ce v-ar plăcea să vedeți în această toamnă minunată, pe acest canal minunat. Gata, v-am lăsat că am făcut o încheiere, Dumnezeule. Pa, pa, ne vedem data viitoare!